Uniunea Europeană a pus la bătaie 1.000 de miliarde de euro, astfel încât până în 2050 emisiile de carbon să ajungă în dreptul valorii zero. Acesta este și motivul pentru care la Ploiești, orașul nu tocmai prieten cu mediul, a avut loc o conferință prin care se încearcă tragerea unui semnal de alarmă în acest sens. Ce avem de făcut? Stăm liniștiți și așteptăm să facă alții? Sau facem și noi? Ne ajută cumva? Creștem, ne ajută banii ăștia să creștem și noi într-un fel? Să ajungem la nivelul țărilor occidentale să ne ajungem? Avem această țintă? Ce facem din punct de vedere al poluării? Ce facem din punct de vedere al deșeurilor? Al propriului nostru sistem de a trăi confortabil? Cum profităm de acest program? Cum ne transformăm? Ne transformăm sau nu? Dacă uitați la discuția despre schimbări climatice, o să remarcați cel puțin două lucruri care nu sunt neapărat negative, dar sunt contraproductive. Unu, vorbim foarte mult despre schimbările climatice în sine, ceea ce, până la urmă, nu este altceva decât a face niște constatări pe niște măsurători pe care sunt meteorologii, gata, am înțeles, se întâmplă, știm, suntem de acord. E foarte bine, mulțumim pentru la meteorologie că ne atestă acest lucru, dar haideți să ne mutăm cu focusul spre cei care trebuie să facă ceva ca să le atenueze sau ca să se adapteze. Conferința de la Ploiești este prima de acest gen, organizatorii susținând că astfel de evenimente vor fi inițiate în toată țara pentru a atrage un semnal de alarmă și pentru a găsi soluții concrete la schimbările de mediu.